Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp și după cum observați a venit și noul update, noul sezon, pentru că noul update cel mai mare va fi în luna august, nu știu dacă ați observat sau nu, o să vină un update extraordinar de mare pe partea de Club Wars și bineînțeles stați pe aproape, nu uitați să vă abonați la canal pentru că o să prezint acel update odată cu venirea lui și odată ce o să fie lansat, bineînțeles fiind partener Supercell. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare, pentru că am un anunț foarte important, după cum ați văzut și în titlu. Avem o cutie, o cutie de la Clash Royale, cu obiecte de Clash Royale în ea. Știți bine că ultima dată am făcut giveaway cu 4 cutii de Brawl Stars. De data aceasta revin cu un giveaway cu o singură cutie și sper să nu se supere și sper să nu vă supărați dacă cumva nu o să câștigați, pentru că nu am cum să dau. Dau exemplu, dacă o să fiți 1000 care vă înscrieți, nu am cum să dau la toți 1000 de cutii. Zic asta din propria experiență, pentru că am anulat giveaway-urile cu Brawl Pass-uri gratis, pentru că efectiv s-au supărat foarte mult și nu au înțeles că efectiv este o loterie și că nu toată lumea poate să câștige, că nu am bani de unde să dau. Pe lângă faptul că o cutie din asta, din câte am observat, valorează tot la fel ca cea de, cea de la Brawl Stars, dar bine, nu poți să o mai cumperi, valorează undeva la $100 cutia aceasta. Deci 4 milioane, bro, sunt 4 milioane 400 de lei. Nu e moca, nu e nimic. Bine, dacă era după mine, eu n-am o cutie de asta de Clash, așa și fi păstrat-o. Dar trebuie neapărat să o ofer, gen să vă ofer vouă. Astea sunt regulile. Dacă era, voiam și o cutie cu Baby Dragon, era, Doamne ajută, puneam și eu pe aici undeva. Știți bine că mai am o cutie și o să vă arăt imediat cu Spike. Gen la fel o să fie. Asta este cutia de la Brawl Stars. Așa arată. Și cutia de la Clash Royale, gen o să pun o imaginea chiar aici. Cam așa o să arate cutia. Cred că este la fel, dacă e să mă întrebați pe mine. Stai așa, trebuie să o arăt așa, nu? Cred că arată la fel, doar că conținutul diferă. Acesta a avut Spike în ea, văd că acesta are Baby Dragon și niște cărți foarte interesante. Alea cred că sunt niște, cum v-am arătat pe Brawl Stars, de am primit ceva magneți sau de la depus în piept. Eu am primit de la depus în piept. În fine, gen ca să le pui, ca să, să le ai pe tricou sau whatever, nu știu cum se numesc. Nu pot spune butonier. Nu știu, frate, nu știu cum se numesc. În fine, o să vă spun imediat ce trebuie să faceți pentru a intra la participarea unei cutii în acesta. Bă, cât de șmecher arată Baby Dragon ăla, cât de fun arată și are și limba scoasă. Deci toate chestiile astea, la fel cum este Baby Dragon în joc, are și acest plus. Ok, deci cutia așa va arăta. Asta este conținutul ei. Tot ce trebuie să faceți, și o să vă las și în descriere, o să vă las toate toate informațiile ce trebuie să faceți. Primul lucru pentru a participa, codul Mădălin pe shop, pentru că știți bine, indiferent de joc, că e Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars și așa mai departe, știu că se vede ciudat, dar telefonul este de vină. Efectiv, telefonul e prea îngust și a trebuit să trag de el ca să-l lărgesc puțin, să fie puțin mai gen să se vadă pe toată scena aceasta. După cum vedeți și aici în stânga că am pus, puteți să intrați aici, nu contează, scrieți Mădălin, litere mari, litere mici, nu contează, pentru că este doar un singur Mădălin care are creator de cod și singurul din România. Scrieți Mădălin aici, asta este prima regulă. Cea de-a doua regulă, esențială, clar, să fiți abonați la canal, asta este sigur. A treia regulă, să apăsați butonul de like la acest videoclip. A patra regulă, să dați un follow pe Instagram la madalin.adrian23, vă las linkul în descriere. Iar ultima și cea de-a cincea, lăsați-mi un comentariu jos, un comentariu cu de ce vă doriți această cutie, ce vreți să faceți cu ea sau de ce vă doriți voi atât de mult această cutie împreună cu o pagină de socializare. În mare parte mi-aș dori din suflet să fie Instagram, mi-ar fi foarte bine, dar opțional dacă cumva aveți Discord și folosiți Discord, Instagram sau Discord, deci de ce vă doriți cutia împreună cu Discordul sau Instagramul, așa am făcut și la Brawl Stars, extragerea o să fie pe live, comentariile o să, așa, atenție mare, un singur comentariu, nu mai multe comentarii și să fie conținutul exact cum am spus eu, nu spuneți decât Instagram-ul sau nu spuneți decât de ce îmi doresc această cutie, pentru că eu o să dau next. Nu o să stau, o să dau next, sper să nu stau atât de mult, este doar o cutie, sper să nu stau atât de mult cum a stat ultima dată când am făcut cele 4 extrageri cu cutiile de la Brawl Stars, cred că am stat undeva la o oră. Și la Brawl Pass-uri când am dat gratis și, și încă o chestie, Brawl Pass-urile se dăm doar pentru membrii. Doar pentru membrii mai puțini, sper să nu fie la fel oftica gen pentru că am zis, bă, măcar ai șansa să dai 10 lei pentru un membru, dar să câștigi 50 de lei. Dar atât de bine să înțelegeți că nu pot să dau la toți, la toți membrii, nu pot să dau Brawl Pass gratis. Că nu am cum, frate, nu am cum, nu am de unde, efectiv îmi e supraomenesc chestia asta, nu sunt bancă națională, banca Mădălin. Ok, hai să cumpărăm, și încă o chestie, dacă folosiți codul Mădălin și cumpărați, este inversul de pe Brawl Stars. Dacă cumpărați o ofertă, ofertă de pe shop, doar asta cu bani, real, cum este pe Royale-ul acesta, se pune. Dacă, uite, dau exemplu, cumperi pe asta cu gemuri și avem și lucruri gratis pe shop, o să le luăm imediat. Dacă o să cumperi, dau exemplu, cu gemuri,
nu mă ajută. Dar nu contează chestia asta. Important este să aveți codul Mădălin, indiferent de situație, dacă băgați bani, gemul și așa mai departe. Hai să compar eu pe Royale-ul acesta și să dăm și niște meciuri. Am și Clan Wars-ul aici. Avem și challenge-ul acesta la care am jucat și o să mai am nevoie să fac 3 win-uri. Ok, n-am vrut să intru aici, acum nu mai pot să mai dau, cred că next. Va trebui să ies din aplicație. Haideți că am revenit, am luat și PES Royale-ul. Îmi vine să zic Brawl PES-ul, bă, dar eu l-am luat. Adică îl vedeți bine, este luat. Nu știu de ce n-ai bani în continuare, pentru că până nu dai restart la joc, încă ți apar astea aici. Hai să deschid line-ul acesta, pentru că după aceea... mi-a picat din prima, băi, perfect. Altceva n-am... Vedeți bine că am și 1.000.000 de bănuți. Am 1.000.000 de bănuți acolo, mai am și Magical Chest-ul ăsta pe care o să-l deschid acum, dar în afară de... în afară de dragonii aceștia, nu îmi lipsește absolut nimic. Decât dragonii trebuie să-i maxez și acum ei nu mai sunt boostați, trebuie neapărat, adică nu mai sunt la level maxim. Unde naiba sunt ei? Că nu-i observ. Nu-i observ. Am trecut cumva de ei sau care e hazul? Erau băgați în deck. Ce nebun sunt. Erau băgați în deck. Au primit nerf. Nu știu în ce măsură mai sunt atât de buni Skeleton Dragonii aceștia. Hai să luăm și tokenurile. De fapt, înainte să luăm tokenurile, trebuie să deschid acest chest, pentru că nu pot. Am tokenuri maxime și gen maxim la tokenuri. E legendară, sigur, da, că e de locul 1, adevărat. Dar din nou, îmi dă legendară, nu mai am ce să mai fac pe jocul acesta. Primesc decât gold și iară gold. Dragoni văd că nu mi-a dat absolut deloc. 36.000, am 1.061.000. Mare parte cu goldul ăsta ce fac? Cumpăr de... uite, pe ăsta nu știu de ce n-am cumpărat. Cumpăr cărți din astea ca să-mi dea din acestea. Poate o să mai cheltui pe episodul acesta. Legendara nu cumpăr pentru că sunt 40.000. Mi se pare că dacă dau 40.000 îmi dă 20.000 înapoi și îmi dă 1.000 de star pointuri. 1.000 sau 10? 1.000, ok. Tokenurile, astea toate le puteți lua și voi gratis dacă intrați pe joc. Totul este gratis, practic, pentru sezonul ăsta de vară. După puțin mai mult timp am reușit să pun o grămadă. Am umplut clanul, după cum observați, l-am umplut. I-am disperat pe băieți la Epic, nu mai are să mai fac încă o dată pentru că am o grămadă și la Epice. Hai să luăm toate tokenurile astea de aici. Am obosit, sincer, am obosit extraordinar de mult, băieți, extraordinar de mult am obosit. Dar să vedeți după ce dau cancel absolut toate, să vedeți câte tokenuri am în total. Gata, bun. în total, la momentul de față am 22 de legendare, 29 de epice, 21 de rare, 22 de... Bă, stai puțin. Băi, nu vine să crede, deci oferta asta de aici, eu am avut la Epic 28 și oferta asta de aici mi s-a pus ca epică și am stat 20 de minute, am stat 10 minute cât am stat. Ca să pun toate tokenurile pe clan. Și de fapt ăstea se puneau indiferent de câte aveai tu aici. Am uitat cu ofertele, bro, când le iei cu bani sau sunt gratis. Sau că sunt gratis. Mamă, nebunesc. Ia ora asta, am obosit deja. Bun, hai să deschidem Magical Chest-ul ăsta de aici. Bă, ce țeacă mi-am luat. Mi-a dat măcar dragon, dacă n-a fost legendară asta. Este măcar mi-a dat dragon, asta este esențial. Și ce mi-a dat legendar? O, legendare. Ce stai, ce să fac, frate, cu ale legendare? N-am ce să fac cu ale legendare. Nu am ce să fac, cred că o să fac până la urmă gold. Uite, de aici o să fie gold. Dar nu mai stau și pe tokenul acesta, ba, piciorul. Din nou, extra gold. Cred că o să fac undeva la 5 milioane. Foarte curând. Cu siguranță o să aleg dragonii. Mie nu se pune problema. Am 1300 de dragon, legendară. Din nou, gold, extra gold. Nu știu ce să facă, frate, cu ceva cu goldul ăsta. Să mai bage cărți noi. Să mai bage ceva, frate, pentru că nu am ce să mai fac. Tokenul legendar îl dau, ba, piciorul. Nu mai stau să mai pierd timpul. Că m-am plictisit deja. Dacă îmi dai dragon și de aici e minunat. Asta este un mini opaling. Am terminat? Ok, am terminat cu toate reward-urile. Aici am terminat. Hai să facem și acest challenge. Să luăm legendara. Bine că este efectiv draft. O să iau prințesa. Este draft, este preferatul meu. Cei care mă urmăresc de foarte mult timp știu bine că gen draft este preferatul meu. O să iau Ice Wizard-ul. O să încercăm și o să facem și live-uri pe o platformă nouă numită, bine, nouă, nu prea e nouă, pe The Live, dar o să fie pentru prima dată. Dar încă încerc ca să vorbesc cu cineva de acolo, să văd dacă pot să folosesc copyright, dacă nu, pe Twitch. Dar nu știu dacă se poate, gen, să facem la fel cum făceam pe StreamCraft acum un an, cum făceam live-uri pe StreamCraft. Ok. Chill. Let's go. Arătat. Poș rapid că arăta logo și trebuie să păstrăm prințesa cât mai mult în viață. Ok, witch-ul foarte întârziat. Probabil dacă e nevoie, dar nu cred că e nevoie să dau rachetă. Nu, n-avem nevoie deocamdată. Cred că turnul este luat mai mult ca sigur. Văd că nu mai are niciun răspuns. Prințesa o să mai dea un damage destul de mare. O să pun bombări din spate. Prințesa partea stângă. O valchirie aici ca să tancheze. Bomberul mă ajută foarte mult. Prințesa dă splash acolo. Ok. Cred că va da și loc pentru prințesa.
Am dat arcul, da, cred că... Da, exact, exact, exact. Păi, dar el cu ce pușează? Are decât... Skeleton... nu Skeleton Dragon. Skeleton Barrel acela. O să pun Ice Wizard dacă e nevoie. Cu asta poate să pușeze el. Asta este tot. O să pun Ice Wizard din spate. Să dai eu cu porci, să mă duc la 3 coroane, nici nu știu. Ok. O să pun Bomber. Cred că mai mult ca sigur, băjatul meu. Mamă, let's go, Bomber, frate, ce-a făcut Bomberul acolo, nu mi-e să cred. Și nici nu mi-a luat turnul. Nici nu mi-a luat turnul și eu am dat o grămadă de damage acolo. Nici dacă dintr-un nou push aș putea să-i dau 3 coroane. Nu știu ce să zic. O să pun prințesă pe partea aceasta. Sper că nu dă scrie pe scheletoni. Ba, pe scheletoni i-a dat. Dar, let's go, prințesă. Mamă, let's go. Ce vreme am luat tot? Valkyrie și cu porci o să pun. Valkyrie, porci, a dat logul. O să pun Fire Spirite. O să pună Witch-ul. Nu mai pune nimic pentru că efectiv este ribăjatul meu. Nici o șansă. 3 coroane, easy, busy. Trebuie să mai deschid din PES Royal. Da, PES Royal, să nu zic Brawl PES din greșeală. Din nou, o legendară la băjatul. Gold, extra gold, mega extra gold, mega super gold. Trebuie să mai pușesc și un trofee neapărat. Mi-a dat dragoni. Mamă, ce vrei mai mult de atâta? Bă, din prima, bro, din prima. 1387. 1160 de gold am făcut. Doamne, deci dacă aș fi putut să fac donații sau să dau cuiva gen din gold... Cu siguranță aș fi făcut-o, dar nu am cum, deci nu ai cum să faci astfel de donații. Miner, lava, lava, miner, miner, lava, hai cu miner. Zepis, Ice Wizard, Ice Wizard. Bă, Zepis-ul a primit buff. Aș miza pe Zepis pentru că a primit buff. Nici nu mai știu, nu știu dacă s-a făcut deja balance update-ul când filmez eu. Știu că se face la câteva zile distanță după ce se introduce noul sezon. Dar nu știu sigur, nu știu sigur. Hai să vedem. Bun, Bomber, băi, dar nu mă mai scap de Bomberul ăsta în vechi. Cred că o să vină cu lava, nu? Nu știu dacă o are în cycle. Ok, o să pun Bomber din spate. Skeleton ăștia, dacă nu vine cu ceva în față, nu o să pună mult damage. Adică nu o să ajungă, nu o să se apropie de turn. Nu sunt atât de mulți pe cât sunt pe partea... Hai să punem o prinț în față, pe partea dreaptă. Ok, Valkyrie, Valkyrie, poison aici. Înaintează, 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 brădere. Bă, e în regulă. Am dat și splash pe turn. Am dat și splash pe turn, ceea ce este perfect. Facem o manevră. Bă, dar ce damage dă. Dude, what the? Cât damage a dat Fisherman-ul? Asta este buff-ul Fisherman-ului, dă mai mult damage. Ok, am înțeles acolo. Cred că o să pun Zepis, bă, sper să n-aibă Fireball. Sper să n-aibă Fireball. Oh my god, mi-am luat țeacă. Sau poate că nu. Sau poate că da. Sau poate că da, băieți. Cred că o să pun Poison. Cred că pe moment este în regulă. Nu mi-am luat atât de mult damage pe cât mă așteptam. Dude, trebuie neapărat Zepizola dacă îl pun să îl să-l protejez, să-l tanchez. Ok, 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 dar din nou dacă pun Goblin Barrel o să vină cu scheletoni. Cu Skarmi. Sau poate că nu. A, n-a avut elixir. E perfect, e perfect, e perfect. Sau nu i-a avut în cycle. O să pun Zepizul din spate, ăsta nu o să-mi dea damage atât de mare. Zepis din spate, vine cu Baby Dragon. Vine cu Baby Dragon, tanchez. Magic Archer pentru Baby Dragon. Poison aici. E în regulă, e în regulă, e în regulă. Da, bro, da, da, da. Băi, dar ce nasol a fost acolo. Cred că este în regulă. Cred că este în regulă, băieți. Așa cred. Prinț aici rapid. Am pus prințul, atancat, frumos, elegant. Cât de cât. Poison aici. E în regulă.
Nu dă splash pe turn. Are Valkyrie acolo, nice. Fire Spirit sar pe turn. Au sărit, e bine, e bine, e bine. Îmi trebuie un poison. Poison miner rapid. Bă, am pus prost minerul. 1 HP, deci dacă pierdeam cu 1 HP, dacă pierdeam cu 1 HP, nu știu ce să zic. Știi de ce am zis că am pus urât? Dacă puneam Skeleton Army din spate, eram cam rip. Nu mai dădea minerul atunci, nu mai dădea damage. O să iau P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. este numărul 1, frate. P.E.K.K.A. numărul 1, Goblin. Niciodată, asta efectiv l-a omorât foarte mult. Witch, Witch, bă, Witch e contra asupra P.E.K.K.A. mea. Hai să iau Witch-ul. E contra și să nu-i dau contra gen lui. Deci a primit foarte mare. Mamă, dar ce de mare am, bro. Am și Royal Recruits de 7 elixir. Că level 9 au toate cărțile. Asta are tower nou. Mamă, cât de șmecher arată tower-ul nou. Super, super tare arată noul tower. Trebuie la level 10, trebuie să fac level 10. Oh my god. Mi-am luat damage, destul de mult damage. Foarte agresiv Bulanu cu mine, foarte agresiv, dar îl ardem. Îl ardem, băieți. Adică doar a spamat unitățile. N-a făcut absolut nimic esențial. Eu n-am avut cycle-ul cum trebuie și a spamat și asta a fost tot. Îl rezolvăm. Witch. Hai mă, spamează. Boi, cât de greu. Cât de greu au spawnat. Doamne, doamne. Doamne ajut. Skeletonii, frate, cât de rău i-am spawnat. A primit foarte mare nerf și Witch. De asta nu mai e atât de jucată Witch. Tocmai din cauza asta nu mai e jucată Witch. Let's go. Nu mai are ce să mai facă băgeatul meu. Și nu vreau să-i pun altceva pentru că efectiv turnul este luat. Turnul este luat, nu mai are figuri acum de a spama avot. Nu mai are figuri băiatul meu. Ce ai făcut băiatul meu? Hai, bandita unde o mai pui? Unde este bandita? Dai poison! Ce cu tine, brodere? Dai poison, ai nebunit? Și turnul e și luat. Ai nebunit? Ce cu poisonul ăla, brodere? O să pun Kenon cart aici. Witch-ul e cam cea mai slabă din deck-ul meu. O să pun aici Witch. Let's go, Witch o să-și facă treaba, o să pun Royal Recruits aici pentru Fire Spirite. Probabil o să dea poison-ul, probabil, dar și dacă va da poison-ul o să fie o mare prostie din partea lui. O să pun Goblin Giant. Wizard, o să mă duc all-in. All-in, băieți, all-in. Goblin aici. Canon card, totuși nu vreau să-mi iau damage. Da, GG well played. GG well played, mă. Efectiv, draftul este preferatul meu, băieți. Draftul este preferatul meu. Mă jucam înainte draft. Era majoritatea challenge-urilor erau draft. Și de asta când m-am lansat eu prima dată pe YouTube, rupeam la drafturi. Văd că o să vină, wow, 12 win-uri cu emote-ul ăsta. Foarte tare, bro. Și câte reward-uri, jmechere. M-am băgat o grămadă de reward-uri. Și un challenge de 20 de win-uri, no tilt, 20 de win challenge. Nu știu dacă pierzi o ei de la capăt sau continui. Cred că continui. 50.000 gold. Bă, ce mă fac mă, cu atâta gold, mă, frate, mă? Efectiv, pentru mine, chestul este degeaba, pentru că atâta timp cât am totul maxat, mai trebuie decât dragonii, goldul la fel, n-am ce să fac cu el. În fine, dacă vreți să intrați în extragerea acestei cutii, v-am spus, urmați pașii din descriere sau pe care vi le-am spus eu la începutul episodului. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare și o să ne vedem data viitoare cu un nou episod de Clash Royale. Pa, pa! I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I